Întâi octombrie. Nu-ți ține sufletul nehrănit. Năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftelor altor lucruri, care aneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Marcu 4:19. Trebuie să ne ferim să nu ajungem supraîmpovărați nici măcar cu ceea ce par a fi grijile necesare vieții, astfel încât să nu fim în stare să facem lucrarea cea mai importantă. Cea mai mare parte a gândurilor și a activităților încărcate, care angajează mâinile și inimile, sunt dedicate intereselor egoiste, personale și pământești. Acestora li se permite să ajungă așa de captivante, încât să abată atenția de la lucrurile veșnice. Sufletul este lăsat să flămânzească din cauza lipsei de hrană. Mintea și trupul se uzează din cauza orelor prelungite de solicitare pentru lucrurile lumii. Aceasta este chiar așa cum dorește Satan să fie. Toată prospețimea și vigoarea minții, toate gândurile profunde sunt date lumii, iar Dumnezeu rămâne cu gândurile slabe și confuze. Roadele unei minți epuizate și îngrijorate. Lucrurile care au consecințele cele mai înalte, care au legătură cu pacea veșnică, sunt subordonate intereselor comune, de rând, ale vieții, și Dumnezeu este jefuit zilnic de serviciul care ar întări spiritualitatea, înălțând gândurile spre cer și aducând sufletul în comuniunea cu Dumnezeu și cu sfinții îngeri. Noi nu trebuie să permitem ca lucrurile lumii acesteia să absoarbă atenția, astfel încât mintea și trupul să fie pe deplin captivate. Astfel, cei din jurul nostru sunt jefuiți de cuvintele amabile și de faptele de amabilitate, care i-ar ajuta pe cărarea care duce în sus. Canalul de lumină este astupat de problemele lumii. Harul pe care Hristos dorește să-l împartă nu-l poate revărsa. Mulți ajung să aibă din ce în ce mai puțină putere care să o împartă altora, din cauza că ei nu primesc putere de la sursa oricărei puteri. Dumnezeu îi cheamă să se despartă de lucrurile care uzează mintea și mânjesc experiența religioasă. Toți sunt apăsați de griji urgente, poveri și datorii, dar cu cât este mai mare presiunea asupra voastră, cu cât sunt mai grele poverile pe care trebuie să le purtați, cu atât este mai mare nevoia de ajutor divin. Iisus va fi ajutorul vostru. Aveți nevoie permanentă de lumina vieții care să lumineze cărarea voastră și apoi razele ei divine vor reflecta asupra altora.